Dragi directori de grădinițe, vă felicit cu ocazia venirii sărbătorilor de iarnă și vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră în interesul copiilor. Și de această cale vă rog mult încă o dată, nu mai colectați bani pentru Moș Crăciun. Am discutat cu mai mulți șefi de grădinițe din capitală pentru a afla ce au de gând să organizeze cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Majoritatea au declarat că la petrecerile copiilor se vor costuma ei singuri în Moș Crăciun sau îi vor ruga pe părinți să o facă. Acolo unde nu este posibilitate din altcineva. Dacă este un părinte, este un frate, este un tătic, sunt grupii care invită un artist de la teatru, asta este discreția părinților. Nu de diverse, eu vă zic din 91, nu este anul, nu-mi vreau hrană de mărți răciu. Sărbătoare de anul, în fiecare grupă, colectivul și părinți au luat pe deci. Avem casă și un bunic observație acolo. Oricum, orice părinte vrea să-i copilul său să aibă o sărbătoare. Din cele câteva directoare cu care am discutat, doar una a recunoscut că în instituție se colectează bani pentru darurile pe care copiii le vor primi din partea lui Moș Crăciun. Celelalte spun însă că surprizele au fost donate de organizații din străinătate sau nu sunt deloc oferite la matinee. Будут, но это будет не утренника, будет музыкальные развлечения без родителей. Где подарки дома? У нас подарки это книжки, которые есть, а больше мы ничего не приобретаем. Între timp, directoarea unei instituții frecventate în mare parte de copii din familii social vulnerabile spune că nu mizează pe ajutorul părinților sau al autorităților. Dacă noi nu avem, adică acum, nu avem fondate, nu avem nimic, nu avem, adică tot de una face Moș Crăciunul de la noi din instituție. Noi căutăm tot de unul, sponsori căutăm, iată, trebuie să vedem că este pierdeție, trebuie că noi m-am așa pe sponsor roman, deci în toată cine. Luni, primarul interimar general Ruslan Codreanu a anunțat că un părinte s-a plâns că îi se cer bani pentru a contracta actori care să-l joace pe Moș Crăciun la matineile copiilor. Acesta a recomandat angajaților grădinițelor să se deghizeze Moș Crăciun. Un asemenea personaj costă în jur de 1000 de lei.